Lucrările de amenajare a unei străzi pietonale și a trotuarelor de lângă piața comercială din orașul Fălești sunt pe ultima sută de metri. Acum părinții pot sta liniștiți. Copiilor se deplasează în siguranță spre liceul din preajma pieței. La rândul lor, vânzătorii și cumpărătorii au și ei parte de condiții mai bune, fără gropi și noroi. Totul datorită fondului Renato Usatei, care a alocat în acest scop 400.000 de lei. În anul 2017, Renato Usatei, fiind cetățean născut în orașul Fălești, a venit cu o contribuție destul de mare pentru orășeni, cu o contribuție din sumă de 400.000 de lei pentru a pune pe avaș pe acest teritoriu, și era teritoriul în fața pieții, unde comercializau fructe, legume. La moment noi am alocat o bucată de pământ, să spunem așa, pentru vânzarea fructelor și legumelor. De grabă se preconizează de a construi o piață agricolă. Fiecare cetățean să aibă posibilitatea să cumpere și legume și fructe în angro și în numerar, dar într acest loc s-a făcut o stradă pietonală cu ajutorul Renato Usatei, după ce s-a votat de către Consiliul Municipal orașului Fălești. S-a construit acest teritoriu anul 2017, acum în 2018 au rămas o porțiune de vreo 200 de metri, care sperăm că într-o lună de zile se va finaliza și aceste lucrări. Va fi ansamblat un teritoriu pietonal, unde oamenii se vor putea primbla, se poate face un iarmăroc de sărbători, să fie bănci, iluminare. Teritoriul din preajma pieței nu a fost amenajat de 10 de ani. Situația era infernală, mai ales după ploi, când gropile se transformau în băltoace și noroi. Aici 30 de ani nu a fost făcut drumul. Era un dezastru. Un an în urmă era imposibil să meargă copiii la școală, să cumpărătorul să vină la piață. Era foarte strașnic, gropi, noroi. Toate bune și frumoase până când au apărut șoferii nedisciplinați, care au transformat strada pietonală în parcare, unde mai pui că din cauza mașinilor, pavajul riscă să nu reziste în timp. Poliția pare că nu se preocupă de acest fapt. Am scris mai multe plângeri către organele competente, către poliție, să iei măsuri. Măsurile, din păcate, nu se iau. De 3 luni de zile tot cererile sunt în continuu. S-a cerut să vie poliția să amendeze persoanele, cel puțin să fie preîntâmpinate dacă nu amendate, că să nu pui mașinile. Cetățenii, din păcate, iarăși spun, nu iau în serios acest lucru și strică din nou pavajul. Oamenii sunt de părere că șoferii trebuie să-și ducă mașinile în parcare, nu pe pavaj. Foarte rău, foarte rău, strâși tot. Și au făcut tot, strâși înapoi. Da. De plăcut ne place, dar nu se regulile, nu se... Da, de mașini, cădă aici. Autoritățile mizează pe bunul simț al locuitorilor și că poliția va reacționa în cel mai scurt timp.